De obicei vă spun că data viitoare să mai butonăm ceva. Ei bine, chiar butonăm ceva. De la SPC. Deci, îți plac dulciurile? Da. Îți place budinca? De care? Da. Puding, albă. Avem o tastatură de la SPC Gear cu red switcher, cu kale red, dar keycap-urile sunt puding. Însă, ca de obicei, nu am încredere în ce scrie cu tine. Trebuie să o văd, trebuie să o ating, trebuie să o gâdie, trebuie să văd ce poate softul. Dacă poate, pentru că au fost cazuri în care softul n-a mers. Iar aici am descărcat deja softul, trebuie să intrați aici pe site, selectați modelul tastaturii și dați download. And that's it. Dezarhivați și o să aveți un firmware de upgrade pentru layout și softul. Can you lift? La propriu. Hai să facem așa. Manualul, care este destul de stufos. Crezi că e carte de pomerat. Nu, dar este suficient de mare și stufos. Combinație de fân și F-uri pentru tot felul de chestii. Hotkey-uri pentru gaming, dacă vreți să activați gaming modul, fân și win key. Fân și pauză aveți N key roll over. Fân și WASD-ul funcționează ca și săgeți, arrow keys. Iluminatul se poate controla cu fânul săgeată sus-jos. Background effect speed, adică cât de repede se circule prin efectul de iluminat fânul și săgeată stânga-dreapta. După aceea, fânul minus, schimbarea direcției efectului. Fânul plus, culoarea, schimbarea culorii. Și fânul cu F12, schimbarea LED-urilor. Iar fânul insert, home, page up, page down, delete și așa mai departe. Sunt cele 18 moduri prestabilite. Și după aceea, fânul și de la 1 la 5, se mai pot face încă 5 moduri redefinite de către voi. Probabil din soft. Și după aceea, fânul și de la 6 la 0, alte 5 moduri pe care le definiți voi, vi le faceți voi cum vreți. 18 cu 10 înseamnă 28 de posibilități de iluminat diferit. Lucian, dar spune, ce-i cu tine de deschis manualul? Nu știu. Okay. Nu știu. Dar trecem peste manual și trecem la cablu. De obicei îmi plac cablurile care sunt ușor mai subțiri. Nu sunt groase. Iar acesta este, are 2 metri, pentru că de obicei eu ajung cam la 1,80 și este matisat. Mufele sunt aurite, este USB-C, are o piedică, o cătare la capăt. Ca și cum n-ar merge folosit la altă tastatură. Este destul de gros, dar își păstrează forma. Și acum, le pièce de résistance. Madame, monsieur, mademoiselle, le petit enfant. Pentru că cineva mi-a spus că vorbesc prea mult în engleză. Să vă. Avem așa un wrist rest care este din plastic, ușor flexibil, dar pare să aibă doar susținere înăuntru. Și tastatura în sine. Hefty. Yes. Și dar ok. După aceea, picioare pe două nivele, canal pentru ghidarea cablului. Ei, dar îmi place că au și un pic logo integrat în spate. Da, logo-ul. Spate arată foarte bine. Și un keycap puller, în caz că nu aveți. Apreciez faptul că au inclus un keycap puller. Pentru că mi s-a întâmplat să uit keycap-ul la acasă și trebuia să schimb o tastă. So, are plate metalic fix deasupra și credeți-mă, tastatura este grea. Are o rotiță de volum
care nu se apasă, iar chichiapurile. Hai să facem așa. Îmi place. Deci space-ul se aude mult mai bine decât restul tastelor. Adică... Da, exact, exact, exact. Păi când tastele în sine... Tastele în sine se aud ușor mai goale, un ping înăuntru, un zgomot. Dar space-ul, ca dang. Și voi face ceva ce mai mult ca sigur ei nu se așteptau. Da, este stabilizatoarele de la space. Sunt lubrifiate, iar în spate, sub PCB-ul tastaturii, se vede un burete din acela care absorbe puțin, este, nu știu cum să spun, este un burete de obicei subțire, dar destul de dens și se vede exact contraietura de la space. Nice, SPC, nice. Nu, serios, chiar mi se pare un lucru foarte bun că au avut chestia asta. Dar, ok, space-ul este lubrifiat, dar restul și backspace-ul. Ok, deci... Stabilizatoarele sunt lubrifiate, dar și foarte multe alte tastaturi au stabilizatoare lubrifiate, nu și switch-urile. Ok. Chichiapurile sunt cu puding, după cum v-ați prins de la introducere. Practic sunt pe două culori, partea de sus neagră, partea de jos albă. Prefer cumva așa în loc de alb complet. Nu mă întrebați de ce, pentru că probabil tastatura este complet neagră și în cauza asta. Dar, o să facem. Și ce observ? Nu rămân amprente pe taste, pe chichiapuri. Grăsimea aceea, uleiul de la mână. Aplauze din nou. Fericitări SPC. Hai, Lucian, nu mai simți uleiul. Asta nu simt. Nu știu când era invers. Un iluminat frumos. Și hai să facem așa. Ana are mere și nu este frică să se arate cu ele în panere. Zero greșit. Pentru mine. Dacă mă întrebați de ce fraza asta mi este la îndemână sot astăzi, sună stupid. Da, da. Ok, hai să înțelegem softul. Softul acesta seamănă foarte mult cu cel de la Shorefire. Nu este un lucru absolut nimic rău, doar spun că seamănă. Hai să modificăm brightness, să-l dau la maxim. Dar se poate da un buttons, macros, other. Se poate modifica pull rate-ul. Între 125, 250, 500 și 1000. Ok. Și hai să vedem Illumination. Nu vreau Illumination, nu vreau RGB. Ok. Și import, export, copy, reset și delete. Și asta este profilul 1. Să vedem butonul ăsta de aici. Ok. Corrugated. Nu. Cloud. Care e diferența între... Corrugated este fix RGB. Cloud face trecerea mult mai lentă între culori. Ok. Serpentine. Serpentinele mișcă. Interesant. Asta e nouă, n-am mai văzut. Da, exact. Spectrum trece practic tot iluminatul este uniform și trece în altul. Bridge-ul care este normal. Normalul practic din interior se duce spre exterior cu el, ok. Reaction. Da. Wow, da, de la ripples. Ok. Traverse. Stars. Să prind pe rând
Flowers. E, dar e toamnă, nu prea mult. Roll. Interesant și rolul, practic vine de sus în jos, wave-ul, wave... Da, practic, da, da, ok. Cartoon. Cartoon? Cartoon, hei. Cartoon. Se joacă cu... Ok, interesant, interesant, Rain. Avem Speed. Și practic din interior se joacă spre exterior un curcubeu. Ok. Și Custom. Custom unde puteți să faceți probabil fiecare tastă ce culoare vreți voi. Și mergem înapoi la asta. Ok, buttons. Și hai să vedem pe pause. Putem să facem ceva? A, se poate schimba ce să facă. Practic se customizează butonul în sine. Ok. Și puteți să faceți profile, iar macrosuri vă faceți macrosuri. Iar la other aveți chestia. Ok. Ok. Softul este destul de ușor de folosit, destul de intuitiv. Switch-urile se simt bine, sunt destul de stabile, stabilizatoarele sunt fiate, palm rest-ul este foarte bine făcut, încă îmi place cum este, destul de comod, îmi place foarte mult cum este calitatea materialului din care este construit, adică chiar oferă rezistență. Sincer, poate să fie folosit și ca o armă albă. So, concluzie, thumbs up. N-am ce să reproșez, sincer. Poate, dacă vreți un mare plus, ca să fie un wrist rest care să fie ușor moale, să nu fie acest plastic dur. Dacă ar fi avut și lucrul acesta, deja nu cred că mai aveți ce să reproșezi, ce să mai vrei de la ea. Nu știu, eventual switch-uri detașabile, dar deja acolo intri într-o altă gamă de preț, într-o altă tastatură, model tastatură. So, yeah. Și cam asta ar fi concluzia. Mare thumbs up de la noi. Dacă aveți întrebări legate de această tastatură, mă ajuteți o căsuță. Dacă aveți alte întrebări, știți voi, Discord, serverul Discord, jos, link în descriere. Eu sunt Cean, nu sunt vlog tehnic, ca și ca de obicei, nu uitați să dați un like, share, subscribe, toate lucrurile bune, ca să vă duci prietenii, vă știți ce facem noi. Mai butonăm ce faci data viitoare. Bye, bye!